În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioase Părinte Stareți, preacuvioși, preacucernici părinți, cinstiți ctitori, iubiți credincioși, am venit cu două zile mai devreme la această biserică a mănăstirii închinată Maicii Domnului Sfântului Bretanion și Sfântului Nicolae, pentru a începe cinstirea hramului Sfântul Bretanion încă de astăzi. Ctitorii care vin de departe din județul Botoșani au putut să vină mai ușor astăzi și toți cei care sunteți la serviciu, iată, v-ați înfruptat și ne-am înfruptat anticipat din această sărbătoare a Sfântului Bretanion. Am avut Sfânta Evanghelie de astăzi, care vorbește despre un orb ce striga și cerea ajutor de la Iisus. Toți îl certau și spuneau să tacă, dar el mai tare striga: Fiule al lui David, fie-ți milă de mine! Mântuitorul i-a știut credința și i-a spus: după credința ta fie ție. Și iată, atingându-se, s-a tămăduit cel orb și a căpătat vederea. Dar iată, și Sfântul Bretanion, pe care noi îl prăznuim anticipat, se cuvine să fie amintit astăzi, că a fost un mare ierarh originar din Capadocia, adus aici, poate chiar de Sfântul Vasile cel Mare sau de un alt capadocian. A fost un ierarh care a iubit locurile acestea și a încurajat monahismul în toate peșterile mici și în toate peșterile rupestre, cum avem și la Basarabi, Murfatlar, cum avem de asemenea aproape de graniță aceste peșteri rupestre. Și iată, el se pare că a fost și povățuitorul celor doi sfinți, Ioan Casian și German, și a făcut aici o școală și cu adevărat Sfântul Bretanion a făcut din Dobrogea, din Sciția Mică de atunci, un teritoriu atât de cunoscut, încât el a fost în corespondență cu Sfântul Vasile cel Mare și moaștere Sfântului Sava de la Buzău. Se pare că el a făcut acea scrisoare către Sfântul Vasile cel Mare, au fost mutate la Cezarea Capadociei, și cine le-a însoțit decât Sfântul Bretanion, acest episcop pe care îl iubeau și păgânii pentru ținuta sa plină de evlavie, blândețea și dragostea pe care o avea față de toți oamenii. Dar să tălmăcim mai îndeaproape ce este cu vindecarea acelui orb care striga atât de tare și alții îl puneau să tacă. Iată, el avea două feluri de orbire. În primul rând nu vedea, dar mai avea o orbire lăuntrică. Auzise de Iisus că vindecă și voia să-l vadă. A început să creadă că cel ce a făcut atâtea minuni poate să facă o minune și cu el. N-avea un conținut al credinței, dar credea în minunile pe care le făcea Iisus, în care nu credeau fariseii și cărturarii. Și ați auzit în una din paginile Sfintei Evangheliei cum veneau să-l pândească, să vadă, face vreo minune sâmbăta, vindecă vreun bolnav sâmbăta. Și de aceea și el le-a spus:
l-a pus pe cel bolnav în momentul acela, ridică-te în picioare. Era un om care nu putea să vorbească. Și a întrebat pe cei din sinagogă, se cuvine a face bine sâmbăta sau a face rău? Pentru că fariseii, cărturare și căpetenile preoților mai mari poporului, văzând că Iisus face atâtea minuni și mulțimea merge după El, mergeau cu miile, erau plini de invidie. În sinagogi veneau către doi, trei care nu puteau să meargă mai departe. Cei sănătoși plecau după Iisus zeci și chiar până la 100 de kilometri numai să fie cu El, să le dea cuvintele vieții. Și iată, Iisus vindecat toate bolile și neputințele și a lămurit pe cei ce în numele zilei de sâmbătă, când nu făceau nimic și nu mergeau decât până la 2000 de pași, le-a spus, Fiul și Domn al sâmbătei este Fiul omului. Și eu cistesc sâmbăta, dar făcând bine, nu evitând a face bine, voi nu duceți boul și asinul sâmbăta să-l adăpați? Că dacă nu-l duceți, nu mai puteți să lucrați cu el. De aceea căuta să-i lămurească, dar ei erau împietriți, pentru că aveau o singură idee, că trebuie să respecte litera legii și nu duhul legii. Și iată, cu minunea de astăzi, cu adevărat Mântuitorul Hristos îi lămurește pe cei ce au urechi de auzit și ochi de văzut. Îi spune celui ce a venit, ce vrei? De ce strigi după mine? Și el a răspuns, vreau să văd. Știind că el crede aceasta, Iisus i-a zis, după credința ta să-ți fie ție, și l-a binecuvântat și a văzut. Prin credință se fac lucrările cele mai mari. Cine are credință poate să străbată timpul către veșnicie. Fără credință, omului se pare grea viața și necazurile timpului acestuia îi se par celui necredincios de nesuportat. Și nedreptățile și răutățile par a fi de nesuportat pentru omul care nu-L are pe Hristos. Prin credință toate sunt cu putință. Credința este prima virtute. De aceea Mântuitorul Hristos, întemeind Sfintele Taine, celor ce au crezut cu mintea ca să primească botezul, după ce au crezut și cu inima și au primit botezul, le-a dat credința nu ca o informație, ci ca o putere, ca o virtute, prin credință, să poată să înfrunte orice răutate, orice nedreptate, orice greutate, pentru că prin credință mulți au mutat și munții din loc și au biruit taberele vrăjmașe, cum ne spune Sfântul Apostol Pavel. Mulți au mers în crăpăturile pământului și au vețuit acolo ca să-și lămurească credința prin rugăciune. Credința fără fapte n-are nicio valoare. Credința se lămurește prin rugăciune și prin toată fapta cea bună pe care noi trebuie să o facem. Și credința este prima virtute, dar fără celelalte virtuți
fără nădejde și fără dragoste, nu putem să ne unim cu Dumnezeu. Cu ajutorul nădejdei și mai ales prin legătura dragostei, noi ajungem la Dumnezeu și ajungem la inima semenilor noștri, pentru care Dumnezeu ne răsplătește faptele dragostei noastre. De aceea, iată, credința este un dar de la Dumnezeu, nu este simplă informație. Este un dar de la Dumnezeu că se naște în noi după botez, când preotul, pe pruncul sau pe omul matur care este nebotezat, îl miruiește cu un sfântul și marele mir, atunci primește darurile Sfântului Duh și acestea sunt darul lui Dumnezeu. Omul prin botez este curățit de păcatul strămoșesc și dacă este matur, este curățit de toate păcatele pe care le-a săvârșit. Și primind taina Sfântului Mir, în mir în care sunt toate darurile Sfântului Duh, se naște în noi credința ca o putere nebiruită dacă o păstrăm vie în conștiința noastră și în lucrarea faptelor noastre. Omul credincios nu se vede după cuvinte și după gânduri, ci se vede după fapte, cum ne spune Sfântul Apostol Iacob. Zici că ai credință? Nu pot să înțeleg dacă o ai sau nu ai, spune Sfântul Iacob. Dacă mi-arăți credința ta fără fapte, adică gândirea ta, eu vreau să-ți arăt din faptele mele credința mea. De aceea din fapte se cunoaște credința și credința neîntrupată în fapte este una care nu aduce nicio roadă. Au fost întâlniri între oameni îndăielnici care au venit la mari părinți prin munți și vorbea un tânăr cu un părinte. Cum să fac să am credință? Ce putere are credința? Și cum o dobândesc să mă stăpânească? Și părintele i-a spus, credința nu-i de la om. Tu de unde ai credința? Eu cred că din mintea mea am credință, i-a spus acel tânăr. În mintea ta, de la sine, nu este credința. Tu poți să gândești ceva. Credința nu este doar o vorbire despre Dumnezeu sau gândire la Dumnezeu. Credința este mult mai mult. Credința este o sămânță vie pe care o seamănă Dumnezeu în sufletele și în trupurile noastre. Și dacă trăim și înmulțim această sămânță și o ținem vie și trează, ea încolțește și rodește în sufletele noastre. Și a întrebat tânărul îndoielnic, dar cum rodește această credință? Ea dă puterii celui ce o are și orice cere de la Dumnezeu, dacă este un lucru bun, Dumnezeu îl împlinește. Că iată, credința este cea mai mare putere pe care a lăsat-o Dumnezeu oamenilor. Și credința se îmbracă în rugăciune, că fără rugăciune prin care să stai în comuniune cu Dumnezeu, credința nu lucrează. Și ce fapte minunate poate să lucreze credința, l-a întrebat acel tânăr pe înțeleptul bătrân. Și a zis, iată, credința nu face fapte ușoare, ci fapte puternice. Credința, dacă cer de la Dumnezeu să mute și munții dintr-un loc în altul, îi mută de îndată. Și a început muntele să se miște. Și s-a mirat și s-a înspăimântat tânărul care a venit să învețe de la bătrân. Și a zis bătrânul,
Stai, munte, că nu ți-am poruncit încă să te miști, dar iată ai plecat, pentru că am vorbit de credință și trebuia ca Dumnezeu să-i arate lui un semn. Și i-a spus bătrânul, iată muntele acesta, tinere, dacă l-aș fi lăsat și i-aș fi spus unde să se ducă, s-ar fi dus departe. Iată, aceasta e credința cea adevărată, cea neclintită, cea neîndoielnică, cea care nu pune condiții, cea care e de la Dumnezeu și nu de la om. Credința este puterea cea mai mare cu care noi ajungem la Dumnezeu. Deși Dumnezeu este departe, în cer, și unde locuiește Dumnezeu, noi nici cu mintea nu putem să ajungem, că este dincolo de toate cerurile și de albastru care se vede în senin și de cetele îngerilor și ale sfinților, este deasupra tuturor. Și numai cu credința ajungem până acolo și ne rugăm cum se roagă îngerii și zicem cum ne-a învățat Mântuitorul Hristos, că noi trebuie să ne rugăm pe pământ cum îngerii se roagă pururea în cer, că ei nu-și încetează rugăciunea. De aceea au rămas în cer cei care și-au încetat credința și rugăciunea, au căzut în adânc. Și aceștia sunt îngerii cei mai străluciți care au devenit demoni și care ne împiedică și pe noi adeseori să și credem, să și facem faptele credinței, să ne purtăm după voia lui Dumnezeu. Și tânărul a plecat uluit. Părinte, i-a zis, acum nu pot să spun că cred, dar credința pe care mi-a arătat-o prin acest semn rămâne pentru mine puterea cea mai mare cu adevărat. De acum nu mă voi mai îndoi niciodată și pe câți voi întâlni, le voi spune ce experiență am avut. De aceea fiecare dintre noi am avut o experiență în viață, când am avut un moment greu și ne-am rugat lui Dumnezeu. Și dacă am avut credință curată, ne-am plinit. Iată, prin credință, mulți bolnavi se vindecă. Se vindecă în taina Sfântului Maslu, în rugăciunile pe care le citește slujitorul ca să se ierte păcatele celui ce este în suferință. Pentru că păcatele ne aduc nouă multe suferințe și multe dureri. Și iată, noi credința de unde o primim și o înnoim. Noi venim la biserică ca să ne înnoim credința. Credința este har de la Dumnezeu. Nu este, cum v-am spus, informații. Har și putere de la Dumnezeu. De aceea venim la Sfânta Biserică să înnoim și să întărim credința, pentru că aici, în Sfântul Altar, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, neîncetat își înnoiește jertfa sa de pe Golgota, și moartea, și îngroparea, și învierea, și înălțarea sa. Și aici, în altar, este un foc mistuitor, din care ne înnoim și noi sufletul. Și când se pomenesc numele la altar, har și sfințenie vine în sufletul celor ce se pomenesc. De aceea se cuvine să avem credința mai curată, mai vie și mai hotărâtă. Și iată aceasta cu ajutorul slujitorilor. Și aici, în Dobrogea, în primele veacuri, au fost slujitori de înaltă ținută și intelectuală și morală și apărători ai dreptei credințe. Unul dintre aceștia este ocrotitorul bisericii acesteia,
Sfântul Ierar Bretanion, care era originar din Asia Mică, din patria Sfântului Vasile cel Mare, și ținea legătura cu Sfântul Vasile cel Mare. Și iată, Sfântul Bretanion a semănat multă credință în ținutul acesta dintre Dunăre și Mare al Sciției Mici de Odinioară. El a avut grijă ca tinerii să învețe credința, îi primea și îi învăța, și el se pare că a îndrumat pe cei doi tineri însetați de credință și de învățătură, i-a îndemnat să intre în cinul monacal și după ce aici s-a făcut o școală, unde și episcopul Petru mai târziu va fi un mare promotor al învățăturii și al înțelepciunii, iată, Sfântul Bretanion era atât de puternic în credință. Și era perioada când, după sinodul întâi ecumenic de la Nicea din 325, iată aici, era o credință curată, că Sfântul Bretanion o păzea. Dar împăratul Valens, care simpatiza cu arienii, cu cei care învățau că Hristos nu este Fiul lui Dumnezeu, ci este o creatură a Tatălui, un om superior, căuta să meargă din loc în loc în Imperiu, să impună credința greșită ariană. În multe locuri a fost, a poposit și la Sfântul Vasile cel Mare, dar a poposit și aici, în Dobrogea. Și tocmai credincioșii erau la sfârșitul slujbei. Catedrala de la Tomis era plină de credincioși. Și s-a anunțat împăratul Valens că vine. Episcopul Bretanion i-a ieșit în întâmpinare cu pâine și i-a spus: bine ai venit, o împărate, care este planul tău? Și împăratul i-a spus: am venit să-ți spun că trebuie să respecti porunca împărătească. Eu sunt cu urmașii lui Arie, că aceia sunt care spun adevărul. Dar Sfântul Bretanion pe loc l-a înfruntat: o împărate, te-am primit cu cinste, ca pe cel ce ai puterea cea lumească și peste ținutul acesta. Dar mai presus de puterea ta lumească este puterea împăratului ceresc. Dacă vii să ne dai lecții de credință, noi nu te ascultăm. Cum să mă înfrunț, a zis împăratul, îndrăznește aceasta? Și episcopul a spus credincioșilor: pentru că scopul vizitei împăratului nu este să ne cinstească, ci să ne învețe o altă credință, veniți să mergem în altă biserică. Și toți credincioșii l-au urmat pe Sfântul Bretanion și s-au dus într-o altă catedrală, dovadă că erau cel puțin două catedrale la Tomis în vremea aceea, în secolul IV. Împăratul n-a rămas cu nimeni decât cu cei cu care a venit. Nimeni nu s-a lipit de împărat și a hotărât să scrie să-l exileze. Dar nici instrumentul de scris de atunci n-a vrut să mai scrie. S-a speriat împăratul, l-a amenințat pe episcop cu exilul, dar el nu s-a înspăimântat. Și împăratul, văzând că nici să scrie nu mai poate, a renunțat să-l mai trimită în exil pe episcopul Bretanion, care a fost un mare apărător al dreptei credinței, dar și un propovăduitor al credinței,
i-a învățat pe oameni cum să trăiască cu Hristos și cum să-L țină pe Hristos în cinstea cea mai mare, în sufletele și în viața lor. Se cuvine ca și noi să fim urmași demni acestui episcop Bretanion, de aceea am și așezat ocrotirea Sfântului Bretanion în locul acesta și Dumnezeu a rânduit să fie aici cea mai frumoasă biserică mănăstirească, pentru că cei ce au voit să-și pună credința și sufletul aici, ctitorii de la Botoșani, n-au făcut economie și sperăm ca anul acesta până la sfârșit să deschidem și așezământul social pe care l-au făcut tot ctitorii din Botoșani, unde este multă credință și iată se cuvine și noi să ne înnoim credința și să o înmulțim și iată biserica aceasta atât de frumoasă și încăpătoare ne este nouă pildă de credință că n-a fost făcută pentru vreun interes, ci ca Maica Domnului, Sfântul Bretanion și Sfântul Nicolae să fie mijlocitori ai celor ce și-au pus ofranda lor, nefiind foarte bogați, dar au dat din munca lor, din sudoarea lor, din dragostea lor și a ieșit o ctitorie atât de frumoasă și iată, de la an la an, se vede ceva nou, ceva care te înnobilează și cu adevărat îți dă fiori când vezi atâta frumusețe și atâta măreție în biserica aceasta. Iată, eu le mulțumesc, mulțumesc părintelui Stares Nicandru și între slujitorii de aici este un părinte Ștefan, un părinte de mir, care atunci când erau puțini slujitorii aici, el a venit și a slujit mereu, slujește frumos, slujește cu dragoste, cu dăruire, cu multă însuflețire. De aceea vreau ca astăzi să-i ofer un rang în slujire și rangul de iconom stavrofor, ca să poarte cruce, cum zice rugăciunea, să fie întâiul între slujitorii bisericii. Părinte Ștefan, venind în mijloc și făcând trei metanii fără cruce, să-ți primești rangul și bucuria fără de a primi această... Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce toate cu înțelepciune le economisești și prin economia Ta cea după trup ai lucrat mântuirea noastră, Cel ce pe înțeleptul econom care bine a economisit, L-ai lăudat ca pe un stăpân al casei, binecuvintează-și pe robul Tău acesta, preotul Ștefan, spre a se face econom stavrofor și îl împuternicește și îl întărește pe dânsul ca în credință, în înțelepciune și cu bună plăcere să-ți economisească ție lucrurile și averea bisericii, pentru că astfel făcând și astfel slujind să se învrednicească de bucuria celor ce bine au întrebuințat talanții și să scape de rușine de care trebuie să fugă și de sosânda slugii celei viclene care cu lenevire și-a îngropat talentul. Cu rugăciunile și solirile prea binecuvântate stăpânei noastre de Dumnezeu născătoare, cu ale Sfântului și întru tot lăudatului apostol și biruitor mucenic Varnava și cu ale tuturor sfinților Tăi,
că s-a sfințit și s-a preamărit într-o cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să luăm aminte smerenia noastră cu harul întru tot Sfântului Duh, începătorul desăvârșirii, te prohirisește cu cernice preote Ștefan, iconom stavrofor, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Vrednic este! Vrednic este! Vrednic este, vrednic este, vrednic este. Axios! Axios! Dignus est. Dignus est. Dignus est. Dignus est. Să fii mai departe slujitor cu frică, cu credință, cu dragoste, să fii jertfelnic, să fii legat de această biserică care ți-a purtat slujirea și te-a ajutat să ții comuniunea cu Dumnezeu în permanență, să fie toate aceste însemne pe care Părintele Stareț a dorit să ți le ofere, să fie semn de legătură cu Dumnezeu și de legătură cu biserica aceasta și toți ai casei să se bucure și să fii mereu răvânitor, credincios și bucuros în slujirea bisericii, să aduci roade vrednice de cinstea ce ți s-a dat. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin.